Au petrecut și au simțit românește de Ziua Unirii Principatelor Române, deși sunt elevi și cadre didactici în Turcia, Letonia, Portugalia, Lituania, Italia, Polonia, Bulgaria sau Grecia. Totul s-a întâmplat grație elevilor și dascălilor Colegiului Tehnic NV Carpen, care i-au antrenat activ în activitățile dedicate zilei de 24 ianuarie pe cei circa 70 de colegi și elevi din țările partenere în proiectul Comenius, povestea viitorului de aur european. Astfel, printre multe activități și surprize, tinerii și dascălii din cadrul Colegiului Băcăoan au pus în scenă, împreună cu partenerii din cele 8 țări europene, o piesă de teatru interactivă interpretată în limba engleză. Ideea a pornit de la un teatru interactiv, unde membrii și invitații noștri au avut replicile în engleză, iar elevii noștri români au avut doar partea de scenă și de jucat propriu-zis. Au pregătit o piesă de teatru, bătrânii de la Clubul 60, cu care copiii noștri au lucrat. Ne-am gândit că ar fi bine, ca înainte să fie jucată piesa în engleză, să înțeleagă cât mai bine despre ce este vorba și să simtă, să trăiască momentul. Elevii străini, din câte am discutat foarte mult cu ei în zilele acestea și le place România. Cred că au primit foarte bine această piesă de teatru. Punerea în scenă a momentului decisiv al micii uniri a României de la 1859 a fost realizată de partenerii băcăoanii din proiect, vârstnicii de la Clubul 60+. Război înapoi și la pomană năvală. Și nu vrea veni la socoteală. Ei? Iar de la petroista dumneavoastră am înțeles așa că până acum noi, prostimea, am dus câte o chiatră mai mare sau mai mică pe umeri. Dar de acum înainte, tot noi, opinca, suntem chemați să dușim o stâncă pe umerile noastre. Ai, și moșii onorata noastră are dreptate. Activitățile dedicate zilei de 24 ianuarie s-au încheiat cu o horă a Unirii, în care s-au prins elevi, profesori și vârstnici din România și 8 țări europene. Momentul a fost primit cu entuziasm și implicare. Tinerii și vârstnicii, deopotrivă, cunoscătorii sau nu ai dansurilor populare românești, dansând hora Unirii Principatelor.